Acum am un mesaj pentru sora lui Vlăduț, pentru că știu că era pe aici, pe la noi, nu am mai văzut de mult ce drept, sper că nu s-a supărat pe noi. Aș vrea să o rog frumos să vină în ziua părților deschise, pentru că Vlăduț își dorește foarte tare să, să o vadă și cred că cumva... Ar face bine să vină, mai ales că ar putea să le dea niște sfaturi extrem de valoroasă atât lui cât și Cătălinei și ar cunoaște-o, bineînțeles, și pe viitoarea acumnată. Mie mi se pare sora lui Vladus o fată extrem de cerebrală, așa, o fată foarte isteață și cred că ar putea să puncteze niște lucruri să le fie de folos atât lui Vladus cât și Cătălinei. Și mai mult de atât, Vlăduț o adoră foarte tare și are nevoie de ea acum să fie alături de el. Eu, sincer, îți spun cinstit, dacă fratele meu, că am și un frate, cei drept este mai mare, dacă m-ar chema oriunde în lumea asta și ar spune cu așa foc, mai aș ce, ce. Și până la urmă, chiar nu ar trebui să conteze unde mergi pentru el, atâta timp cât o faci cu dragoste și cu tot sufletul și cu nevoia aceea, știi, de a-i dărui ceea ce poți doar tu să-i dăruiești, de fapt, că despre asta este vorba.